Dar în vârstă, nici răbdarea nu mai este aceeași. Considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria României, Cornel Dinu duce o viață la care alți bărbați de vârsta sa nici nu îndrăznesc să viseze. În urmă cu câteva zile, paparații spynews.ro l-au surprins pe cel poreclit, procurorul, pe o terasă de fițe din capitală. Cornel Dinu și-a comandat o sticlă cu apă plată și a stat la povești cu amicii săi. La un moment dat, din cauza căldurii insuportabile de afară, a avut mari probleme cu transpirația. Nu. Apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și-a continuat liniștit discuția cu prietenii, care oricum nu au fost deranjați de comportamentul său. E, dar ce mai contează o mică greșeală când fostul jucător a făcut istorie în fotbalul românesc? Fotbalul de performanță presupune în primul rând sacrificii, iar sacrificiile acelea au presupus în primul rând ordine, disciplină și ceea ce nu se mai face la ora actuală, de-aia și fotbalul nostru a ajuns unde a ajuns, antrenamente de individualizare de o duritate teribilă. Făceam o oră și jumătate pe acest teren cu trei anunescu, după care duceam pe zgură, băteam mingea câte o oră la zid, făceam alunecări pe zgură sau îi centram prietenului nostru Florea Dumitrache câte o oră și dădea în voleu unde vroia cu mingea. Deci fără muncă, fără sacrificiu și fără pasiune, nu se poate face nimic.